foarte pace în dumneavoastră, dumneavoastră ați... Nu am fost supus unui atac cibernetic, probabil, tentative au fost, dar probabil și pentru că cunosc, poate o leacă mai bine acest domeniu decât alții și știu cum să reacționez, să nu deschid ceea ce îmi pare suspicios, să schimb parolele de fiecare dată. Da, cineva a încercat să cloneze niște pagini de ale mele pe rețelele de socializare, chiar de unăzi am văzut una care nu mi-aparține.